Haideți să vă arătăm cum se culeg nucile de cocos. Un băiat s-a urcat în copac, în cocotier. Da, e foarte înalt cocotierul. Ca să vă dați seama cât de înalt e cocotierul, ia credeți. Uștiu, nu are nicio dramă. Nu o stres. Dar vezi că nu le dau drumul, că se crapă. Leag cu o sfoară. Iar o doamnă de jos le ia. Le ia. Bravo! Bună dimineața din Bali! Dacia, noi astăzi avem puțină treabă. O să mergem la biroul de imigrări pentru că vrem să ne obținem viza pentru 60 de zile pentru Indonezia. Deja avem o preaprobare din aeroport. Am ce gălăgie fac! Niște vietăți, nu știu, niște lăcuste, dar... Foarte mișto! Sunetul e foarte fain, dar pe filmare o să fie enervant. Haideți că tac, așteptăm să tacă acum. Așa, am obținut din aeroport preaprobarea aceasta de care vă spuneam. Am plătit 35 de dolari de persoană și acum trebuie să mergem la biroul de imigrări să ne pună viza. Am înțeles că sunt destul de multe formalități. Să vedem, da, e un procedeu destul de complicat. Ai pierde cam 3 zile. Nu pierd 3 zile, ai 3 vizite. Trebuie să faci 3 vizite în pasar la biroul de imigrări. Vedem astăzi ce reușim. Eu sunt optimistă și zic că o să rezolvăm. Haideți cu noi! Morning. How much is one picture? When the finish, mm-hmm. like that, 800. 800, no? Cool. Știți, fan. Dacă o scot la 15 minute. Da. Full. Five.
idee. Am ajuns în Denpasar și suntem la biroul de imigrări. Am venit pentru prelungirea vizei, pentru că vrem să stăm 60 de zile în Indonezia. Și treaba asta în felul următor. Noi am plătit $70 în aeroport, adică $35 de persoană. Și am crezut că asta e tot. Nu mai plătim nimic, venim aici doar pentru o simplă formalitate să ne pună ștampila. Ei, nu e chiar așa. Lucrurile sunt destul de complicate. Da. Trebuie să vii de 3 ori până la biroul de imigrări. Iar costul este mult mai mare. Plătești $70 inițial, apoi mai ai de achitat încă 700 de mii euro. Adică $50, încă $50 pentru două persoane. A, deci $120 da. Ne costă toată viza pentru 60 de zile. Bun, a trebuit să completăm o serie de documente de ale lor, să declarăm adresa de aici și așa mai departe. Să depunem un dosar. Cu fel și fel. Plus că trebuie, ai nevoie de un bilet de avion de ieșire din, din Indonezia, nu aveam, l-am luat de aici. Da, neapărat pe lângă acele documente care trebuie completate, plus copia după pașaport pe care poți să o faci aici, nu trebuie să vii cu ea de acasă. Practic nu vii cu nimic de acasă, vii doar cu pașaportul și cu biletul de ieșire din țară. Sunt 60 de zile, ai dreptul să stai 60 de zile, începând cu ziua în care ai aterizat efectiv în Indonezia, în Bali sau oriunde altundeva. Și ai nevoie neapărat de bilet. Noi știam lucrul ăsta, am zis că îi păcălim pe ăștia de la ghișeu, că le zicem că vrem să mergem și acolo și acolo, și încă nu știm cum și nu ne-am organizat. Nu merge. Trebuie bilet, așa că am stat și am cumpărat bilet. Acum suntem programați peste săptămână să venim să facem fotografia pentru viză și să ne ia amprentele. Da, și să plătim taxa aceea de 350.000 de rupii de persoană și apoi mai venim peste încă alte 3 zile să ridicăm pașapoartele cu viza. Deci 3 vizite. Am citit pe net că poți să plătești un agent să facă chestia asta pentru un preț dublu. Doar că îți facea primul pas, adică... Din punctul meu de vedere nu se merită. Vii aici, vezi despre ce e vorba. Păi da, agentul... Vine și îți depune dosarul, apoi tu trebuie să vii, să faci poze, să ia amprentele și să ridici, pașaportul, încă două drumuri. Da. E ok. Ok, da. Din un put face o oră cu scuterul, nu e chiar așa de... Și stăm 60 de zile. Hai unul bun, să mâncăm ceva. La bubu. Gata, am terminat și cu viza. Da, suntem la oficiul de imigrări și acesta este pasul numărul 2 în această operațiune. Astăzi am venit să ne facă poză și să ne ia amprentele și a fost așa un mini interviu, adică ne-a întrebat unde stăm, ce vrem să vizităm, cam atât. Iar în cât am? În jumătate de oră am terminat. Da, nici măcar, 15 minute. Prima dată am fost și am plătit și apoi am fost și am stau luat amprentele. E foarte bine organizat. Singura chestie e că trebuie să vii de 3 ori, în rest totul e foarte bine organizat, foarte bine. Nu stai, n-aștepți, adică am așteptat 5 minute. Pe noi ne-au chemat între 8 și 12, am ajuns la 8 și jumătate, era cum e 9 și am terminat. Hai, bine. Pasul numărul 1, neapărat să aplicați pentru viza cu posibilitate de extindere în aeroport. În aeroport, neapărat. Altfel, dacă vă luați viza aceea gratuită de 30 de zile, nu aveți cum să aplicați pentru viza extinsă.